Bună seara, bine ne-am regăsit. Dilemele zilei. O să vorbim în prima parte a acestei ediții despre vaca de muls din Oltenia și anume complexul energetic Oltenia. Ei bine, ne amintim niște declarații ale unuia, nu o să-i spun dintre prezidențiabili, ale unuia dintre foștii candidați la parlamentar. Este vorba de actualul premier Victor Ponta, spunea dumnealui, și a repetat-o ori de câte ori a avut ocazia, adică ori de câte ori a venit aici în Târgu Jiu, aici în județul Gorj, că a salvat această entitate de la pieire, adică a salvat-o de la colaps. Spunea domnul Victor Ponta chiar săptămâna trecută, într-una din ultimele vizite pe care le-a făcut în Oltenia. Ei bine, au apărut și niște cifre oficiale. Este vorba de niște cifre care se regăsesc în bilanțul depus pentru primele 6 luni ale anului în curs. Din aceste cifre reiese că entitatea pe care domnul Ponta a salvat-o de la colaps este cu un picior în prăpastie. Ei bine, vedem în minutele următoare o știre foarte scurtă realizată de colegii mei, dar înainte de asta o să vă prezint invitatul meu pentru prima parte a emisiunii, domnul Dan Pârvulescu, unul dintre sindicaliștii care au cerut nu foarte cu mult timp în urmă demisia managerului privat de la complexul energetic Oltenia. Este vorba de acea parte neagreată a sindicatelor care a susținut că la complexul energetic Oltenia lucrurile nu stau foarte bine și că este posibil să se ajungă într-o situație critică dacă nu s-a ajuns deja. Aceste afirmații erau făcute în urmă cu luni bune. Iată că a fost nevoie de niște cifre oficiale pentru a confirma că lucrurile într-adevăr nu stau așa cum le vede domnul Ciurel și nici așa cum crede domnul Victor Ponta, lucrurile sunt foarte, foarte rele. Haideți să vedem încep și o bună seara și mulțumesc pentru invitație. Bună seara și telespectatorul noastră și fac o rectificare. Vă rog. Nu Pârvulescu i-a cerut demisia lui Laurențiu Ciurel, ci activul sindical din Federația Națională Mine Energie. Am spus unul dintre acei sindicaliști care au cerut. Nu am înțeles, scuzați-mă. Deci sunteți unul dintre sindicaliștii care au cerut demisia. Dar de ce vă este teamă să vă asumați demisie sau de demitere? De ce am făcut această remarcă? Am făcut această remarcă pentru că se tot spune și de câteva luni, domnule, numai Pârvulescu și Mitrescu nu știu ce vor. Nu Pârvulescu și Mitrescu spun aceste chestiuni, ci salariații, membrii de sindicat care avem în spatele nostru. Am înțeles. Haideți să vedem știrea, pentru că de acolo o să vedem niște cifre. Este rezumat acel bilanț. Bilanțul pe primele 6 luni ale anului 2014 arată o pierdere de 193.522.540 de lei la complexul energetic Oltenia. Jurnaliștii de la cotidianul Pandurul arată că pierderea de aproape 2.000 de miliarde a fost cauzată de faptul că CEO vinde energie cu 181 de lei megavatul oră, în condițiile în care o produce cu 209 lei. Cărbunele este și el vândut în pierdere, susține aceeași sursă, care invocă un raport al Consiliului de Supraveghere al complexului energetic Oltenia. Pierderea din exploatare este de 157.379.923 de lei. Acesteia îi se mai adaugă încă 36.142.617 lei. Pierdere financiară rezultată la schimbul valutar pentru un împrumut în ieni. Conducerea CEO a negat până acum că societatea înregistrează pierderi. Sindicaliștii din Federația Mine Energie au cerut demisia lui Laurențiu Ciurel, managerul privat susținut politic de PSD. Da, foarte mare această pierdere calculată și spuneam, ea apare în acte oficiale, adică nu este vorba doar de declarații ale sindicatelor că sunt agreate sau neagreate de managementul privat.
să-i spunem privat, al complexului energetic Oltenia. Domnule Pârvulescu, 2000 de miliarde de lei vechi este o sumă la care, pe care mulți dintre oameni probabil nici nu știu să o s-o scrie. Da, mai bine spus, în exact, cifre. Exact cum spuneau colegii dumneavoastră de la cotidianul Panduru, 193 de milioane, 522.540. Vorbim mai în lei noi de acum încolo, ca să nu mai facem translatarea din lei noi în lei vechi și, sau un euro. Deci ce înseamnă asta pe înțelesul tuturor? Este o pierdere de 100 de milioane iar, de lei vechi pe salariat CEO sau 10.000 de lei noi, ceea ce nu e puțin. Deci fiecare salariat al CEO, în loc să producă, nu e, bineînțeles, datorită managementului defectuos, deci la final s-au trezit după 6 luni cu o gaură de 100 de milioane de lei vechi. Asta e pierderea. Dar pierderea nu ar fi mare dacă aceasta era susținută de anumite activități care s-ar fi trebuit să facă în CEO. Dar colegii mei știu că revizii și reparații nu s-au făcut, carierele și termocentralele arată așa cum arată, salariile au scăzut și o să vedeți în raportul respectiv că câștigul mediu pe salariat în semestru 1 față de ce programase domnul Ciurel a scăzut cu 222 de lei pe lună. Deci continuăm trendul descendent spre salariul acela spectaculos propus de domnul Călinoi, de 1000 de lei. Mult nu mai avem. Și spun asta ținând cont și de faptul că în luna iulie s-a modificat legislația privind tichetele de vacanță. Să nu uităm că datorită acestei legislații susținută de guvernul actual, salariații CEO de la anul nu vor mai avea primă de vacanță. Deci va mai fi încă o economie de 10% cel puțin pe fondul de salarii pe fiecare salariat. Pentru că mă îndoiesc că cei care până acum nu luau bilete, fiind plin de datorii, vor lua de la anul tichete de vacanță și vor pleca în vacanță, pentru că nu o să aibă cu ce să plece. Avem un telespectator pe fir angajat al complexului energetic Oltenia, îmi spun colegii din emisie. Bună seara! Bună seara! Salut invitatul dumneavoastră și pe toți telespectatorii și salariații CEO. Două lucruri aș vrea să vă spun care pe mine personal mă deranjează. Primul lucru este că noi am spus asta de foarte mult timp, că nu este bine ce se întâmplă în complexul energetic Oltenia și este dureros pentru că dumnealor politicienii și cei pe care îi pun în funcții după ce vine alt guvern sau eu știu, după ce își văd saci în căruță, pleacă, iar noi muncitorii, salariații, rămânem și ducem greu mai departe. Spunea domnul Pârvulescu că nu s-au făcut investiții. Pe vă dați seama, deci a ieșit pe pierdere în cazul în care, în situația în care nu s-au făcut investiții, dar dacă se făceau investițiile la timpul lor. Și încă ceva, după ce o să plece domnul Ciurel, mă rog, poate o să-l pună înapoi în funcție la partid, el se duce bine, mersi, ei au funcțiile puse deoparte, vine altă conduită, alt partid, alt guvern, numește alt partid, nu știu, dar trebuie să facă investițiile, că nu se fac anul ăsta, nu se fac anul viitor. Atunci cade și andramaua, dacă nu mai face nimeni investiții. Asta ar fi un lucru care, pentru noi, cei care muncim, cum să vă spun, este dureros, pentru că indiferent ce guvern vine și ce partid, noi tot așa o ducem, o ducem rău. Al doilea este legat de faptul că ne acuză sindicatul ăsta al PSD-ului, sindicatul ăsta al domnului Ciurel, ne acuză pe noi cei din PNM că suntem manevrați politic. Pe mine mă deranjează, pentru că eu nu sunt în niciun partid politic, sunt militant PNM, nu am o funcție mare de conduce sau nu știu ce, dar FNM-ul nu înseamnă numai domnul Pârvulescu și domnul Mitrescu. FNM-ul înseamnă mii de oameni și noi nu suntem manevrați politic. Nu noi suntem ca cei de la ZMEO care au fost cu vicepreședinte PSD tot timpul lângă ei. Dacă le-ați văzut toate conferințele și toate ședințele, domnul Gheorghe, vicepreședintele PSD, le ține, le prezidează fiecare ședință și fiecare și ei ne acuză pe noi că suntem noi manevrați politic. Atunci hai să nu mai spunem nimic, să nu mai ne cerem drepturile,
să nu mai spunem că nu e bine ce se întâmplă, că suntem manevrați politic. După aia vin ceilalți, să zicem acum de la CLU, nu? O să vină peste câțiva ani, 3, 4, 5, 10 ani o să vină. Noi tot o să ieșim în stradă, că noi am ieșit pe fiecare guvern. Am ieșit și am spus, am luptat, nu ca sindicaliști, că eu o repet asta și o spun la nesfârșit. Dacă nu erau sindicatele și nu erau oamenii, dacă era după politicieni, excavatoarele și termocentrale erau tăiate de mult și vândute la fier vechi. Tot noi am luptat, muncitorii și sindicatele, care acum suntem acuzați și toți ne-au acuzat că suntem manevrați politic. Ce grevă am făcut sau meeting sau pichetare am fost acuzați de cei care erau la putere că suntem manevrați politic. Dar eu, pe mine unul mă deranjează. De ce credeți că ies cu astfel de declarații liderii politici? Pentru că ei ies cu declarații de acest gen. Păi, acțiunile dumneavoastră sunt unele pur politice. Păi știți cum este? Hoțul strigă hoțul. Ați văzut, ei îl trimit pe domnul Pecingină ca să nu scape din lesă pe ăștia, pe domnul Rușer și domnul Căldărușe, le ține de civil. Luna trecută sau când și-a dat demisia, dar un vicepreședinte PSD, luați filmările pe toate știrile și la dumneavoastră, toate canalele media, l-au filmat, a fost cu ei pe la toate ședințele și toate conferințele. Asta e vrăjeală și abureală că e avocat. Pe cine a mai pomenit sindicat să umble cu avocatul după el? Și încă ceva, chiar dacă ar fi avocat. Păi acum ajungem cum era Cosma în Valea Jiului de umbla cu avocatul și cu bodyguard-ii lângă el, că știi și cazul cu bodyguard-ii și cazul cu avocatul. Acolo ne întoarcem în urmă cu 20 de ani. Da. Deci ce să mai, asta este. Pe mine ăștia două lucruri mă deranjează. Nu suntem manevrați politic și FNM-ul nu înseamnă numai Pârbulescu și Mitrescu. FNM-ul înseamnă mii de oameni. Hai să spunem că din 19.000 și-au făcut ei cât zic, au 9, 10, 11. Dar restul sunt militanți FNM și toți asta. Nu vrea să stea nimeni de vorbă cu noi, neoculeți. Eu zic să nu mai spuneți lucrul ăsta pentru că este posibil să vă treziți cu niște tabele de înrolare în alt grup sindical. Eu nu o să încetez niciodată să spun pentru că mie nu mi-e frică, domnișoara Indina. Eu n-am funcție de conducere. Mie Ciocanu și Levieru nu mi-l ia nimeni. N-au încercat. Poate domnul Pârbulescu nu știe, dar liderii mei știu că ce au încercat să facă cu mine și mai rău mă întărâtă și mai rău mă determină ca să spun. Și de câte ori o să am ocazie, o să spun că nimeni nu-mi închide gura. Pentru că știți ce? Când am ieșit la meeting, ne-am dus și am protestat contra lui Tăricianu. Domnul Cârciumaru și domnul Călinoiu ne lăudau atunci. Doamne, că minerii nu știu ce. Se folosesc de noi. Deci, pur și simplu, se folosesc de noi. Acum că sunt la putere, adică nu ne mai convine. Adică depinde împotriva cui protestează minerul. Păi da, domne, dar uneori e de bine, alteori este de rău. Să nu, am înțeles. Știi ce? Uită un lucru, că noi suntem oameni de caracter și nu suntem din aia care mâncăm sarmale și fasole. Noi am luptat. Deci eu vă spun, eu unul personal pe mine, începând de la Revoluție, de când aveam 17 ani, am ieșit în stradă pentru drepturile mele, indiferent ce guvern a fost sau cine a fost la guvernare sau ce partid a fost. Da. Asta mai pe haideți mine că nu avem decât tare. O primă parte bine. Pe acest subiect. Păi vă mulțumesc foarte pentru că ați îndrăznit să vorbiți. Și că să sunt puțini cei care mai vorbesc, vă rog. Sunt, dar curajos, încă mai sunt. Nu sunt 100, cât spune domnul Ciurel, pentru că din când în când reamintește opiniei publice că mai suntem 100. Cred că 100 asta e o chestie generică pentru dumneavoastră. Și iau cu prima chestiune. Dacă colegul, încă o dată, exact ce spune, eu am spus că nu s-au făcut cheltuieli materiale și cheltuieli de mentenanță. Investițiile sunt cu totul altceva. Deci nu vorbim de investiții care sunt esențiale, vorbim de chestiunile elementare. Deci cheltuielile materiale și cheltuielile de mentenanță sub nivelul acela care ar trebui să fie. Mai mult, într-un comunicat de presă al CEO de acum câteva luni, chiar se lăudau că a scăzut cheltuiala cu mentenanță de la 8 lei pe megavatoră la 2 lei pe megavatoră. Problema că reducerea aceasta nu e ceva extraordinar de bun pentru societatea în care trăim. Pentru că această reducere în viitor va însemna o cheltuială foarte mare. Dar actele pe care dumneavoastră le aveți acum pot fi arătate și la cameră? Bineînțeles. Să nu creadă oamenii nu, că... Păi, dar nu oricum, spunem, o să vi le dau dumneavoastră. Dumneavoastră o să le puneți pe site. Aici cu niște, nu, deci o să vi le transmit. Oficiale care nu corect. Există. O să vi le transmit. Dumneavoastră o să le puneți pe site-ul oficial al televiziunii, iar fiecare
telespectator poate să convingă de ceea ce spune. Pentru că e greu să... Haide să o luăm cu prima, cu acea pierdere enormă. Uitați. 193, 522, 540 de lei. Da, aceea este... Bun. Pierderea. Și acum dau câteva cifre pentru... Nu le mai arăt, repet, dumneavoastră o să le puneți pe site, iar telespectatorii dumneavoastră o să le consulte pe site-ul nostru. Da. Oricum ele sunt publice, apropo de, dar nu pe site-ul apropo de aceste cifre și aceste acte, este unul dintre mesajele venite. Călinoi a pus sub semnul întrebării situația prezentată de Pârvulescu. Vă rog să clarificați veridicitatea cifrelor. Deci, știu că este un raport al Consiliului de Supraveghere. Deci, repet, aceasta este ștampie la CEO, acesta e număr de înregistrare CEO, aceasta e semnătura lui domnul Medințu. Domnul Ciurel n-a avut nici cura să semneze, probabil, acest bilanț contabil. Deci este o parafă a complexului energetic Oltenia. Este semnătura lui domnul Medințu. Deci nu e fals. A conducerii și este trecut 1-1 acolo. Adică... Semnătura directului economic, semnătura directului de specialitate, atât contabil cât și financiar contabilitate, deci toate semnăturile ca tare. Și e depus la finanțele publice. Ministerul Finanțelor Publice, ANAF, DGAMC, acolo este număr numărul de înregistrare, practic, deci nu... la finanțe. Dar... Repet, CEO nu a pus și nu va pune astfel de documente pe site-ul său oficial. Ultimul document care l-a pus CEO pe site este bilanțul contabil din 2012, pentru că 2012 nu este opera domnului Ciurel. Dar și de unde această pierdere? De ce a ajuns ea la 2000 de miliarde de lei vechi? Simplu. Această pierdere... Știți și noastră că rezultatul economic diferența între venituri totale și cheltuieli totale. Asta e rezultatul. Bineînțeles că la CEO, pe primul semestru, cheltuielile au fost mai mari decât veniturile. Și marea problemă e la venituri. De ce sunt veniturile mai mici? Una, datorită faptului că, și o iau cu piața de cărbune, pentru că eu sunt lider de la cărbune, în primul rând. Deci, din păcate, CEO, prin politica managerială care a dus-o, a pierdut foarte multe piețe ale cărbunului. Și dau exemplu. Oradea, Aradu, Timișoara. Deci, prin chestiunea asta, CEO a pierdut pe primul semestru undeva o cantitate de 6-700 de mii de tone, mulțit cu 60 și o să vedeți că e o sumă destul de mărișoară. Deci nu e o sumă de neglijat. Mai departe, este capacitatea managerului de a vinde energie. A doua chestiune. A treia chestiune. Vedeți dumneavoastră ce e cea mai îngrijorată. Dumneavoastră insinuați că nu s-ar pricepe domnul Ciurel deci să dacă, vândă? Eu vă pun o întrebare, dumneavoastră, simplă. Și vă dau niște date. Deci domnul Ciurel, și vorbim aici de rezultatul din exploatare, pentru că restul, cum... fluctuează, nu este nici meritul, nici treaba lui domnul Ciurel. Da, dar o să spun că acel credit nu a fost contractat deci, în perioada da, anul trecut, dacă vă aduceți aminte, l-a ajutat pentru că altfel ieșea pe pierdere totală. A ieșit numai pe pierdere din exploatare. Și vă dau niște date din exploatare pentru că, repet, asta este activitatea strict managerială. Deci la momentul în care domnul Ciurel, în 1 octombrie 2012, venea la complexul energetic Oltenia, din exploatare, deci repet, la 1 octombrie 2012, CEO avea 187.613.946. Deci asta e, managementul, între ghilimele, dezastruos al lui domnul Bălășoiu. Știți că se tot spune acesta de... Acesta era profitul? Profitul din exploatare. 187 de milioane lei noi din exploatare. În 3 luni de zile, domnul Ciurel, și luați de pe site-ul... Asta este pe site-ul CEO, pentru că rămâne tot cu plus. Deci domnul Ciurel, în 3 luni de zile din exploatare, a avut 143 de milioane pierdere. Și o să vedeți dumneavoastră pe site-ul CEO că diferența între cele două apare ca rezultat din exploatare. Pentru că, repet, la data respectivă, dânsul a trecut, pentru că totul era roz. Erau toate pozitive, dar nu era meritul dânsului. În 2013 se continuă aceeași politică manageriară, iar la finalul anului am avut din exploatare, 28 de milioane pierdere. În primul semestru al anului acesta,
avem pierdere din exploatare undeva la 150 de milioane de lei noi. Mai bine zis, 157, 379, 923 de lei. Deci ăsta e actul managerial al domnului Ciurel. De asta Federația Națională Mine-Energie solicită de atâta timp demiterea acestei conduceri incompetente. Nu pentru că avem ceva cu X sau cu Y, ci pentru că pun în pericol locuri de muncă. Și, bineînțeles, până acum au pus în pericol veniturile noastre, pentru că să nu uităm că la timpul în care s-a creat această entitate, s-a creat pe premiza de dezvoltare, nu de involuția sa. Pentru că, din păcate, în loc să ajungem noi din fosta SNL-o la veniturile colegilor din complexele energetice, au ajuns colegii din complexuri la veniturile noastre. Și, cum să zic, perspectiva cu acești conducători nu e roză. Pentru că, repet, în momentul în care tu, ca și manager, ai aproape 200 de milioane pierdere, în contextul în care, față de programat, de la fiecare salariat lunar ai luat 220 de lei anul acesta, gândiți-vă ce perspectivă o să avem în perioada imediat următoare cu acești domni. Păi, poate în perioada imediat următoare vor reuși să identifice niște soluții undeva în afară. Pentru că domnul Ciurel, am văzut, merge mai nou cu domnul Călinoiu să găsească oportunități pentru vinderea energiei. Nu. Deci din când în când merge cu domnul Călinoiu să mai vândă, să mai vândă o gogoașă. Și ultima gogoașă, ați văzut și dumneavoastră, este acea bandă transportoare de la zona Jilț până la Turceni. Deci proiectul ăsta a fost de vreo 10 ani. Mai bine de 10 ani. Dar la momentul în care s-au creat în 2004 complexurile energetice Rovinar, Turceni, Craiova și SNLO, trebuia în cadrul complexului energetic turcen să fie și calea ferată. Iar pe aliniamentul căii ferate se putea face fără probleme dacă era în proprietatea complexului energetic turcen la data respectivă acea bandă. În momentul de față, să nu credeți că CFR Marfă, CFR Infrastructură, care e proprietara acelei linii, va da de la sine către complexul energetic Oltenia acea linie. Deci, dânsii când își fac calcule și spun că putem să recuperăm investiția în 6 ani, nu își pun întrebarea în cât timp dobândesc dumnealor acel teren. Și vă dau un exemplu iarăși destul de delicat din actul managerial din anul acesta, din primul semestru. Programat, dânsii trebuiau să achiziționeze în 2014 în total 513 hectare de teren agricol pentru a se putea dezvolta carierele minere. Știți cât au achiziționat în 10 luni? În 6 luni? Puțin mai mult de 10 hectare. Gândiți-vă și voastră, dacă o echipă de asta și mai se și plâng că sunt oprite carierele XYZ din cauza lipsei fronturilor, păi dacă dumnealor în loc din 530 de hectare... Poate și au o firmă din asta privată de negociere. Dacă nu reușesc dumneavoastră. Nu știu ce o să mai negocieze, că dacă se merge în ritmul ăsta blochează toate carierele. E mai greu să te descurci. Deci repet, deci lucru extraordinar de grav, vorbesc de pentru zona minieră. Deci în loc de 530 pe tot anul, au achiziționat 10 hectare. Dar de ce aceste cifre nu apar și pe site-ul Complexului Energetic Oltenia? V-am explicat, au apărut până când situația era roză. Deci până când domnul Ciurel anul trecut a prezentat situația economică și bilanțul pe 2012, care nu e meritul dânsului, pentru că v-am arătat ce merit a avut dumnealui, iar începând de anul trecut, n-a mai vrut să mai a prezentat decât bugetul aprobat ăla inițial, după care a tăiat în carne vie, nu l-a mai prezentat pentru că îi sărea lumea în cap și vedea acolo cât a putut să taie, cât a putut să piardă un manager și nimeni nu i-a zis nimic. Ce rezultate a avut pe 2013? Nu le-a publicat pentru că nu putea să le publice pentru că se lua opinia publică de dumnealui. La fel acum, nu le publică pentru că dumneavoastră ca mass media ați vedea și v-ați luat de dumnealui. Bine, acum nu cred că domnului Ciurelu este teamă de Irina Stoian sau de, nu știu, nu, probabil mai nu sunt vreo dumneavoastră. Trei jurnaliști e teamă Gorj, de imaginea. Mai sunt vreo trei jurnaliști da, prin Gorj care să critique, da. Pentru că există o parte foarte mare a mass media favorabilă domnului Ciurel și PSD-ului. Are legătură acest lucru, faptul că sunt
ținute, eu știu, în sertar, să nu spunem ascunse. Faptul că nimeni nu-și face timp să le pună pe un site, adică la vedere, cu campania electorală? Păi exact ce spunea colegul anterior, dacă rețineți. Domnul Călinoiu ne-a etichetat FNM-ul ca făcând acele adunări publice politice. Deci, dacă domnul Ciurel încă e considerat vicepreședinte PSD, într-adevăr, făcând o acțiune împotriva domnului Ciurel, acțiunea e politică. Dar eu știu că dumnealor zic în dreapta și în stânga că domnul Ciurel nu mai este manager politic, ci e manager corporatist. Dar să merite Dumnezeu, în 2 ani de zile un manager corporatist, dacă ar fi adus o societate în halul ăsta, nu-l dădeau afară, cred că îl și scalpau proprietarii. Unde credeți că o să se situeze complexul energetic Oltenia după decembrie 2014? E greu de spus. E greu de spus, dar oricum situația e destul de roză și viitor destul de sumbru. Pentru că sunt convins că nu pot să recupereze această pierdere. Deci e exclus. Și spun acest lucru din două motive. Unu, prețurile pe piața de energie nu s-au modificat substanțial. Capacitatea de a vinde a domnilor nu e extraordinară, pentru că, vedeți, noastră, iar fac o paranteză legat de acel export de cărbune. Este exact ca termocentrala de la Rovinari, ca și linia asta, ca și banda de la Jilț la Turceni, ca și multe altele. Deci sunt numai povești. Pentru că nu se poate să discuți de un contract cu Serbia de, și vă aduc aminte, inundațiile în Serbia au avut loc în luna mai. Deci în luna mai cariere din Serbia au fost inundate la orizontală. De atunci exportăm într-adevăr aproape spre 500 de megawați în bandă în Serbia, dar cărbune eu nu știu dacă s-a livrat vreo tonă. Poate se Domnule va livra. Domnule Părculescu, o demisie când. Sau o demitere a lui Laurențiu Ciurel ar putea repara acele cifre de la complexul energetic Oltenia, ar putea repara problema? Că este o problemă destul de gravă, cum ar începe repararea, în sensul că eu sunt convins că echipa managerială, pentru că nu numai domnul Ciurel e vinovat, să nu uităm că domnul Ciurel are și echipa de, din directorat, are deasupra dumnealor Consiliul de Supraveghere, condus de vestitul Dumitrașcu, care anul trecut din Comisie de Supraveghere, în momentul în care la salariați le-au scăzut veniturile cu 20%, dânsul a luat din comisie de privatizare 2,5 miliarde. Deci nu salariu. Că a fost și dânsul pe acolo prin comisie și nu s-a privatizat nimic între timp. Că știți foarte bine, nici CEO, nici Hunedoara, nici... Ba mai mult, la Hunedoara ați văzut ce se întâmplă zilele astea. Deci au ținut pe colegii din Valea Jiului la mantinele, iar acum se găsesc să importe huilă de 15 milioane de euro. Păi ce guvern e ăsta? Da. Spuneam... Se tot face referire la domnul Călinoiu în mesajele telespectatorilor noștri, nu știm Bun. De ce. Bun, poate păi am înțeles ceva astăzi. Că s-a pronunțat. Bine, încă o dată, eu îl înțeleg pe domnul Călinoiu că e apărarea domnului Ciurel, pentru că domnul Ciurel e vicepreședintele dânsului și ca orice om politic trebuie să-și apere subordonații politic. Dar domnul Călinoiu a făcut o confuzie foarte mare. A confundat creanțele cu, cum să zic, cu cheltuieli venituri profit. Deci creanțele sunt facturi emise și neîncasate. Profitul e dat de total venituri, că încasat, că nu încasat, că-s venituri interne, minus total cheltuieli, care îți dă rezultatul, că, cum e cazul de față, pierdere la domnul Ciurel. Dar de ce îl contraziceți pe domnul Călinoiu? Mai departe, ce trebuia să spună domnul Călinoiu? Trebuia să spună următoarea chestiune, că domnul Ciurel a avut performanța să crească creanțele anul acesta, deci în 6 luni, cu o sumă destul de mare, cu aproape 100 de milioane. Deci în loc să le recupereze, a mai adăugat la ele. În contextul în care v-am spus, a dat cu bățul în baltă și a anulat contractele de la... cum să zic, de la beneficiarii noștri cărbunari de foarte mult timp. Oradea, Arad, Timișoara. Deci am pierdut o piață pentru că, prin mărinimia domnului Ciurel, n-am mai vrut să discute cu dânsii de acolo. A doua chestiune, spunea domnule, rezultatul e influențat de faptul că domnul Ciurel a achiziționat certificate de CO2. Păi trebuia să-l întrebe pe domnul Ciurel și domnul Ciurel îi spunea,
Domnul șef de partid, eu, Laurențiu Ciurel, am provizionat o anumită sumă anul trecut, pe care sumă am folosit-o la achiziția celor ți milioane de certificate de CO2. Cred că în jur de 5 milioane au cumpărat anul acesta. Asta treia să spună domnul, nu că a influențat rezultatul, că n-avea cum să influențeze, pentru că provizorul acela care l-a constituit a devenit venit. Iar după aceea, prin cumpărare certificate, doi cheltuiale de s-a stins fără să influențeze deloc rezultatul. Sau l-a influențat cu mică parte din ceea ce s-au provizionat dânsii ca și cost pe certificat și că l-au cumpărat în realitate. Deci cu maxim 20 de milioane de lei, dar nu cu 200 de milioane. Concret, ce o să faceți dumneavoastră? Sau o să faceți ceva dumneavoastră sindicatele? Sau deci, partea asta a sindicatelor care nu este de acord cu noi am depus, managementul am depus actual astăzi de la, la primăria Târgu Jiu, scurt, vă rog. O solicitare prin care înștiințăm pe dumnealor că din 24 între orele 17 și 18 în piața prefecturii la sediul secundar CEO vor avea loc pichetări cu 100 de membri de sindicat a federației noastre. Ținând cont de chestiunile noastre sindicale, în sensul că nu s-a început negocierea actului adițional și acum vedem de ce nu se începe negocierea actului adițional. Pentru că atunci când se începe negocierea transparentă unor acte adiționale, conducerea administrativă e obligată să ne pună pe tapet situația economică și nu a dorit ca această federație să afle situația economică. Iar de ceilalți nu mai vorbesc, pentru că încoate și eu ales pe sprânceană. Adică și au ales numai oameni din aceia în care nu adică pot să citească două rânduri. În stradă în perioada da, o să următoare. Ieșim în stradă. Dacă o să fie de acord și municipalitatea. Mai mult prin aceste pichetări dorim să atragem atenția opiniei publice asupra situației în care se găsește această companie. Pentru că această companie este viața județului Gorj. Dacă a fost dată mâna unor indivizi care o duc la Perzanie, cei care au pus pe acești domni în fruntea companiei sunt răspunzători de soarta celor 19.000 de salariați. Să nu uite astea. Pentru că să știe dânsii, salariații n-au uitat ce venituri aveau acum 2 ani și ce venituri au acum. Salariații nu uită ce stres este la locul de muncă implementat de actuala conducere de la ACEO. O să urmărim și acțiunile dumneavoastră, dar și ceea ce se întâmplă. Și ultima la chestiune, CEO, că vreau să fac o extrapolare. Vedeți dumneavoastră, din păcate, eu sunt iubitor de sport. Din păcate, pe tot ce a pus domnul Ciurel mâna, retrogradează. Ce o retrogradează? Pentru că vedem în ce situație e. Echipa de fotbal retrogradează, că vedeți în ce situație. Echipa de handbal la Șișdera, echipa de basket la Șișdera. Dar din păcate, să știți, compania asta nu poate fi comparată cu o echipă de acord, de fotbal. Nu, dacă zis, o echipă de fotbal zis, care retrogradează, din păcate retrogradează Gorjul. De asta spuneam, e foarte complexul grav. Complexul energetic Oltenia, odată intrat în grav. Insolvență, faliment sau știu din, eu ce altă din păcate, formă din din aceasta, păcate, două secunde, mai două, greu din, să-și revin. Da, din păcate, vedeți dumneavoastră, acest declin al acestei companii nu știu cât va fi suportat. Poate va fi suportat politic la un moment dat de domnul Călinoiu. Dar nu va încălzi pe cei 19.000 de salariați care și-au pierdut veniturile și care sunt în situația potențială de a-și pierde locurile de muncă. Asta trebuie să nu uite domnul Călinoiu. Să nu mai țină în brațe pe domnul Ciurel, să uite că este sau că a fost vicepreședintele dânsului și să acționeze asupra echipei manageriale de la CEO cum acționează un proprietar asupra unor administratori care îi duc unitatea în faliment. Asta trebuie să fac. Da, eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră pe această primă parte. Continuăm însă după o scurtă pauză de publicitate. O să citim și mesaje, bineînțeles, pentru că au legătură și cu politicul, adică ceea ce facem vrând, nevrând, noi toți în această perioadă și mai tot timpul. Vă mulțumesc încă o dată, vă mai așteptăm aici la Dilemele Zilei. O scurtă pauză de publicitate și revenim cu dezbaterea noastră electorală de toate zilele.